Iubiți credincioși, iată la sărbătoarea Crăciunului vedem Sfânta Familie adunată în peștera din Betleem. Și noi suntem cu familii, este familia mare a bisericii, sunt familiile care alcătuiesc parohiile, care sunt la rândul lor niște familii. Și iată, în fiecare familie trebuie să se simtă nașterea Domnului. De aceea, de aici, de la Constanța, de la vechiul Tomis, unde a poposit Sfântul Apostol Andrei, și avem peștera Sfântului Andrei, care a devenit și o peștere a nașterii pruncului Iisus pe tărâmul nostru aici românesc, din Sciția Mică de Odinioară. De aici, de aproape, de lângă peștera Sfântului Andrei, vreau să vă urez tuturor să aveți în familiile dumneavoastră lumina care s-a văzut la Betleem, lumină care să intre în sufletele dumneavoastră, lumină care să vă bucure, să primiți colindătorii care îi reprezintă pe îngeri. Și vă doresc să aveți un Crăciun cu multă emoție și credință vie, prin care să simțiți că evenimentul acesta se înnoiește pentru fiecare dintre noi. De aceea vă doresc un Crăciun plin de lumina cerească care a fost la Betleem, lumină cerească care să cuprindă sufletul, inima, viața noastră, familia, casa noastră, și pașii noștri să fie călăuziți precum au fost pașii păstorilor, călăuziți de îngeri până la Betleem ca să-L vadă pe pruncul Iisus și să-L întâmpine. Să aveți armonie, bucurie, pace, binecuvântare, Crăciunul să vă aducă darurile cele de sus, de care să nu vă lipsiți niciodată. La mulți ani și bucuria să continue, pentru că nașterea este un eveniment care continuă în sufletele, în inimile noastre și în viața noastră a tuturor. Așa să simțim și așa să trăim cu toții. Amin.